Beijingul se află în alertă după ce s-a decretat al doilea cod roșu de poluare a aerului, și anume la nivel maxim. Acesta a fost lansat în decurs de abia 2 săptămâni, astfel că un nou val nociv de smog va vizita capitala chineză. Biroul municipal responsabil cu mediul are în vedere închiderea de fabrici și a circulației rutiere alternative pentru vehiculele private în funcție de numărul de înmatriculare. Acestea sunt măsuri pentru limitarea acestui nou episod de poluare. Se pare că acest cod roșu este valabil de sâmbătă până marți. Alerta roșie necăjește capitala pentru a doua oară de la introducerea în 2013 a sistemului de alertă de poluare.